Bună ziua, salutări de la Oradea. Astăzi un scurt material despre un topic de foarte, foarte mare importanță, oxigenul în crescătoria de porumbei. Nu știu câți dintre voi știți cât este de importantă cantitatea și calitatea de oxigen pentru porumbei voiajori, dar puteți găsi foarte ușor informații despre acest lucru pe Google. Ce vreau să vă spun pe scurt este că porumbei au nevoie de o cantitate foarte mare de oxigen și că cu cât crescătoria este mai oxigenată, cu atât rezultatele la reproducție, la concurs, la năpârlire și în fiecare moment a vieții porumbeilor voștri sunt mai bune. Garantez acest lucru. Încerc să mă asigur, mai ales la porumbei de concurs, dar idealul este să o facem peste tot, că crescătoria este foarte bine aerisită, foarte bine oxigenată și fără praf și fără curent. Ce înseamnă fără curent? Înseamnă că poți să stai aici în crescătorie fără o oră, două, trei, fără ca după să ai dureri de cap, dureri de urechi sau alte probleme de acest gen. Doi, ca să vorbim puțin mai serios, înseamnă că circulația aerului se face continuu, constant și fără viteză foarte mare. Asta înseamnă, de fapt, curentul, când aerul circulă cu o viteză mult mai mare decât este normalul și mult și care este dăunătoare. Așadar, în această perioadă, aerul în crescătoria noastră intră prin aceste ferestre care sunt deschise continuu, inclusiv noaptea, închidem doar geamurile de plasă, iar porumbeii sunt închiși pe compartiment. În plus, ce am făcut în această perioadă, am închis zona asta de șubăre, de aerisitoare, care de regulă în sezon ajunge până dincoace de jumătatea compartimentului. În sezon, în zilele calde, în vară, pentru o mai bună aerisire, da, am adus-o până aici, în zona asta, tocmai pentru ca aerul rece să circule pe zona de față a compartimentului și să nu afecteze porumbei. Porumbeii pot să stea unde doresc, atât în volieră cât și pe boxe. Și puteți foarte ușor să observați pe parcursul zilei unde le place mai mult porumbeilor. Asta înseamnă că acolo este mediul cel mai bun pentru ei în acel moment și chiar puteți observa că în anumite momente ale zilei vor sta mai mult pe volieră și în alte momente vor sta mai mult pe boxe. Urmează să avem o perioadă în care să ținem femelele doar pe voliera exterioară, o cură de oxigen, cum spun crescătorii specialiști, dar ușor, ușor, după ce terminăm perioada de năpârlit, vom trece și la acest aspect și o dată cu venirea aerului rece, pentru că mi-aș dori să fie o perioadă de temperaturi cu minus, de îngheț, în care mediul îi ajută foarte mult pe porumbei să facă această cură de oxigen, dacă pot să zic așa. Revenind la aer în crescătorie și la oxigen, trebuie să fim foarte, foarte atenți la acest aspect, pentru că este determinant în obținerea de rezultate. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, puteți să o faceți foarte ușor. Și vă propun să share-uim pe diferite canale aceste videouri, pentru că sunt convins că sunt utile și pentru alți colegi. Mult succes tuturor!